Este al 8-lea an în care profesorii de limba engleză din toată țara se adună la cel mai mare eveniment al anului, Conferința Națională de Limba Engleză. Peste 300 de cadre didactice au ales să-și pregătească revenire la catedră alături de specialiști de la cele mai prestigioase edituri, universități și instituții de certificare internațională a limbii engleze. Ei vor învăța de la cei mai buni dascăli din străinătate noi metode de învățare și predare. Evenimentul este organizat de Fisher International în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu. Reprezentanții ai celor mai prestigioase universități din lume, Cambridge University, Oxford University Press, au acceptat propunerea de a veni și a vorbi cu dascălii din România despre cele mai noi metode de predare și învățare a limbii engleze. Well, it's absolutely fantastic to see so many people here. I've heard there's 300 people here. The level of English is really quite good, so that surprised me quite a lot. The people are very friendly, they seem very motivated, and they seem also to really want to learn as well and to, let's say, increase their own skills. And that's why something new. Every time I come, I'm more impressed by how dedicated they are and particularly how good their English is. I would say keep doing what you do already. Pe lângă faptul că vor putea interacționa cu nume sonore din străinătate, dascălii vor putea să își cumpere cele mai noi manuale de engleză. Faptul că ne întâlnim cu specialiști internaționali este o dată în plus un lucru care ne face să ne pregătim și noi pentru începerea anului școlar. Una dintre metodele de a-i motiva este aceea de a le spune că au greșit, dar pot merge mai departe. Pe parcursul celor două zile de activități, participanții vor avea ocazia să afle, să încerce și să testeze metode noi, să descopere abordări de succes și să exploreze resurse didactice clasice, dar și foarte moderne. Foarte multe metode noi de abordare ale conținutului învățării. Conținutul se mai schimbă din când în când, dar metodele evoluează odată cu generațiile și aducem și conținut nou și foarte important este faptul că lucrul acesta se întâmplă în fiecare an de 8 ani. Evenimentul de limba engleză face parte din proiectul Liga Profesorilor Excepționali organizat de Fundația Dan Voiculescu. Noi avem un concurs deja la a doua ediție, Liga Profesorilor Excepționali. Nu este doar un concurs în sine care se desfășoară pe parcursul a 2-3 luni, ci pe întregul an ne gândim că cum să facem ca să sprijinim profesorii educația din România.